principiem ședința Consiliului Științific Specializat de 315.01.30, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare numărul 1 din 31 iulie 2020 în următoarea componență. Căgădiu Colgă, președinte, doctor habilitat conferențiar, Ambro Sala, secretar științific, doctor în științe medicale conferențiar universitar, Căproș Natalia, doctor habilitat în științe medicale conferențiar universitar, Străduat Silvia, doctor în științe medicale conferențiar universitar și Cărăgia Svetlana, doctor în științe biologice. Deci referenții oficiali, domnul Budumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și domnul Popovici Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician. Deci Consiliul are misiunea de a evalua în susținere publică teza de doctor în științe medicale a doamnei Timirtan Tatiana cu tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii în infarct miocardic acut, studiu preclinic experimental, realizată la specialitatea 315.01 biochimie medicală, sub conducerea domnului profesor Leonid Lăsăi, doctor habilitat în științe medicale, și a consultantului științific, domnului Braniș Tudor, doctor habilitat în științe medicale. Deci, sunt întrebări la decizia ANACEC? Dacă nu, îi ofer cuvântul doamnei Ambros pentru a prezenta actele din dosarul pretendentului și corespunderea acestora cu cerințele ANACEC. Bună ziua, stimați colegi! Deci, pretendenta Tatiana Timirkan a depus dosarul cu toate actele corespunzător anexei numărul 3 din regulamentul de funcționare a consiliilor științifice specializate. În această listă avem decizia Consiliului Științific Specializat. Avem teza care corespunde anexei 23, avem autoreferatul care corespunde anexei 24, avem hotărârea seminarului științific de profil în care se anexează și copiile listei de prezență a membrilor seminarului de, și formularului evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Este lista lucrărilor științifice alături de suplimentul care reprezintă încă o teză, deci de mărimea încă unei teze, deci corespunzător cu anexa numărul 9. Avem avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de Cercetare, în cadrul cărei a fost elaborată teza, deci catedra de biochimie, avizul conducătorului, avizul consultantului științific, lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediate autoreferatele și chiar cu deci, respectivă data, unde vedem că minim 30 de zile, deci 30 de zile de la expediere au trecut. Urmează apoi diferența de depunere a tezei de doctor sau după susținere în Fondul Bibliotecii Naționale. Deci toate actele depuse corespund normativelor ANACEC. Dacă aveți întrebări la dosar. Dacă cineva are întrebări la dosar. Deci dacă nu sunt întrebări la dosar, deci îi oferim cuvânt doamnei Timirtan Tatiana pentru a prezenta rezultatele obținute în cadrul cercetării la tema tezei de doctor în științe medicale. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Am onoarea să vă prezint astăzi rezultatele cercetării la tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii
în eparhiocard de Vaud, studiu preclinic experimental. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, mortalitatea prin maladii cardiovasculare a atins cifra de 18 milioane de decese, din totalul de 54 milioane de decese, iar cota bolilor coronariene constituie 48%. Se estimează că către anul 2030, maladiile cardiovasculare vor fi cauza a 23 milioane de decese per an. Raportul european privind statistica bolilor cardiovasculare raportează o mortalitate de 45% în Europa și 37% în Uniunea Europeană provocată de maladiile cardiovasculare. Costul global al maladiilor cardiovasculare pentru economia Uniunii Europene se ridică la 210 milioane euro. În Republica Moldova, morbiditatea populației prin bolile aparatului circulator este în creștere continuă. Doar în perioada ianuarie-septembrie 2019, bolile cardiovasculare au fost cauza a 58% din decese, dintre care 52,6% sunt provocate de boala ischemică a costului, iar 8,7% de infarctul miocardic acut. Infarctul miocardic reprezintă o necroză a miocardului ca urmare a ischemiei acute cauzată de ocluzia parțială sau completă a unei arterii coronariene. În patogeneza maladiei se disting etapele de leziunea endoteliului, ischemia miocardului și necroza cardiomiocitului cu inflamație. Fiecare etapă fiind caracterizată prin modificări metabolice și eliminare biomarkerilor specifice. Deși, pe parcursul ultimilor decenii au fost ele elaborate și implicate în practică un cerc de teste care favorizează identificarea leziunii cardiomiocitului, un panou standardizat de markeri de pronostic și diagnostic în sindrom coronarian acut lipsește. Totodată, în literatura de specialitate există un cerc de divergențe privind corelația dintre nivelele serice a indicilor biochimici și severitatea leziunilor tisulare. Reieșind din cele expuse, ne-am propus drept scop aprecierea cu normativ metabolic și inflamatori în dinamica infarctului miocardic acut și identificarea interrelației dintre ei și pronosticul bolii prin elaborarea unui ansamblu de indicatori patobiochimici de evaluare precoce. Pentru atingerea scopului au fost trasate patru obiective. Determinarea în dinamica infarctului miocardic acut a modificărilor metabolismului glucidic și lipidic, evaluarea intensității procesului inflamator la diferite etape ale patologiei, studiul markerilor stresului oxidativ și a leziunii tesulare, identificarea corelațiilor dintre parametrii biochimici în ser și homogenat, raportarea modificărilor respective la etapele maladiei și determinarea unei constelații biochimice pentru constatarea precoce a severității infarctului miocardic acut. A fost efectuat un studiu preclinic experimental pe animale mici de laborator cu respectarea rigorilor științifice și principiilor etice de cercetare. Protocolul experimental a fost aprobat de către Comitetul de Etică a USMD Nicolae Pestinețan. Studiul a inclus 55 de șobolani, masculi, adulți, repartizați aleatoriu în 5 loturi, a câte 11 animale în lot. Lotul intact l-au constituit animalele întreținute la condiții standard de vivare. Lotul control au fost animalele cărora a fost injectată intramuscular soluție fiziologică. Loturile cu infarct, 3, 4 și 5, l-au alcătuit animalele cărora s-a injectat subcutanat izoproterenol hidroclorid în doză unică de 100 mg per kg dizolvat în soluție fiziologică și sacrificate la 6 ore, 24 ore și 7 zile corespunzător. Studiul a înregistrat o rată mortalității de 18% în lotul cu infarct experimental și 0% în loturile cu intact și de control. Datele din literatură
Raportează o rată a mortalității în lotul cu infarct reprodus prin izoproteinor, care oscilează de la 25% până la 33%. De la animalele incluse în studiu, a fost prelevat materialul biologic în condiții standarde pentru aprecierea activității enzimatice. Pentru identificarea biomarkerilor prestabiliți, s-au utilizat metodele imunoenzimatică și spectrofotometrică. Datorită impactului produs de hemolizat asupra indicelor determinat spectrofotometric, serurile cu hemoliză au fost excluse din cercetare. În final, studiul a inclus 40 de șobolani repartizați în 5 loturi, a câte 11 animale în lotul intact și control și a câte 6 animale în loturile experimentale. Datele obținute au fost procesate cu ajutorul funcțiilor Excel, iar rezultatele prezentate sub forme de figuri și tabele realizate în Excel și GraphPad. Pentru compararea loturilor s-au utilizat testele non-parametrice Kruschel-Wallis și Dan la pragul de semnificație P mai mic de 0,305, fiind calculate mediana, abaterea interpartilă și coeficientul de non-parametri de corelație sperma. Am primit următoare rezultate. Pre-infarct a fost identificat cel mai mic nivel al glucozei serice, reducerea fiind de 27%. În dinamică, la 24 de ore se observă o creștere cu 39%, urmând o scădere de 16% spre ziua 7 post-infarct. Totodată, hemoglobina glicată scade în ser cu 11% în lotul pre-infarct, urmând o creștere evidentă cu 61% în stare de infarct și o scădere în dinamică, fiind în lotul post-infarct la nivele mai mari comparativ cu animalele intacte și de control. Am înregistrat o reducere a cantității de AGE serici în lotul pre-infarct egală cu 16%, urmată în dinamică de o creștere cu 27% în 24 de ore, tendință menținută până în ziua 7 post-infarct. Totodată, AGE-ul tisular a crescut cu 26% în lotul pre-infarct, urmând în dinamică o scădere cu 37% la 24 de ore și revenirea la valorile inițiale spre ziua 7 post-infarct. La analiza biomarkerilor prestabiliți cu ajutorul coeficientului de corelație sperma, a fost indicată o corelație negativă puternică între valorile serice și tisulare ale hemoglobinei glicate în lotul post-infarct. Modificările observate reprezintă consecințele unei ischemii acute însoțite de hipertricemie și acumularea produselor de glicare în țesut. Totodată, valorile serice ridicate indică o leziune a membranei grație stresului oxidativ exacerbat. Trigliceridele serice au oscilat în limitele de la minus 14 până la plus 11% în lotul de infarct experimental comparativ cu animalele intacte. Pe când, valorile serice ale beta-lipoproteinelor s-au redus evident cu 71% în stare pre-infarct, urmând o creștere de 42% în 24 de ore, tendință menținută până în ziua 7 post-infarct, când observăm valori foarte ridicate. Beta-lipoproteinele tisulare s-au redus cu 51% în lotul 3, urmând aceeași dinamică în lotul 4 și o creștere cu 14% spre ziua 7 post-infarct, când totuși avem valori mult mai joase comparativ cu loturile de referință. Coeficientul sperma ne indică o tendință spre corelație pozitivă puternică între valorile serice și tisulare ale beta-lipoproteinelor în lotul post-infarct. Nivelul colesterolului total s-a mărit cu 12% în ser în lotul cu infarct, urmând apoi o scădere nesemnificativă spre ziua 7 post-infarct.
Totodată, cantitatea de colesterol plus de colesterol total în homogenat s-a redus cu 7% în lotul 4, revenind la valorile inițiale spre ziua 7 post-infarct. LDL colesterolul zilnic a înregistrat o scădere de 10% în lotul preinfarct, urmând o creștere evidentă cu 60% în 24 de ore și o scădere cu 21% spre ziua 7 post-infarct. Valorile tisulare a LDL colesterolului au înregistrat la început o creștere nesemnificativă, peste 6 și 24 de ore, urmând în dinamică spre ziua 7 o creștere evidentă cu 20%, atingând cifre mai înalte. HDL colesterolul seric s-a majorat cu 22% în lotul preinfarct, cu menținerea nivelului atins la 24 de ore și o micșorare cu 26% spre ziua 7 post-infarct. Non-HDL colesterol seric s-a redus evident în lotul preinfarct, reducerea timp de 13%, urmând în dinamică o creștere cu 17% în 24 de ore și menținerea nivelului atins spre ziua 7 post-infarct. La analiza indicelor menționați cu ajutorul coeficientului Spearman, în loturile experimentale a fost identificată doar tendința spre corelații moderate. Datele din literatură raportează că modificările post-infarct ale lipidelor serice preponderent sunt manifestate prin scăderea nivelelor de colesterol total HDL și LDL colesterol cu creșterea concludentă a trigliceridelor serice. Citochimele sunt estimate mai frecvent ca factori de risc cardiovascular. În studiul nostru, nivelul seric al interleuchinii 6 a crescut evident în lotul preinfarct, urmând apoi spre ziua 7 o reducere treptată până la nivelele aproape celor inițiale. Totodată, s-a identificat o creștere cu 16% a cantității de TNF-alfa seric în starea de infarct, urmată de o reducere de 10% spre ziua a 7-a post-infarct, nivelele fiind mai ridicate comparativ cu cele ale animalelor de referință. În lotul de infarct, valoarea tisulară a TNF-alfa înregistrează o reducere concludentă de 31%, urmând apoi o creștere nesemnificativă spre ziua 7 post-infarct, rămânând la nivele mult mai joase comparativ cu cele ale animalelor de referință. Nivelele serice ridicate ale citochinelor în sindrom coronarian acut sunt un indice al conexiunii inflamației, agravării bolii coronariene și unui risc majorat de consecințe nefaste. Albumina ischemic modificată și produse proteici de oxidare avansată au fost estimați în calitate de indici ai ischemiei acute. În lotul preinfarct s-a înregistrat o creștere evidentă cu 20% a nivelului seric al albuminei ischemic modificate, urmând în dinamică o reducere cu 11% în 24 de ore și menținerea nivelului atins spre ziua 7 post-infarct. Totodată, PPOA serice s-au majorat cu 24% în lotul preinfarct și au păstrat nivelul atins până în ziua 7 post-infarct. Valorile tisulare ale PPOA s-au redus în starea preinfarct cu 9%, urmând o creștere de 14% în 24 de ore și menținerea nivelului atins până în ziua 7 post-infarct. La analiza cu ajutorul coeficientului Spearman a fost identificată o corelație pozitivă foarte puternică între valorile serice și tisulare ale AIM în lotul post-infarct. Nivelele ridicate ale albuminei ischemic modificate și PPOA reprezintă o reflectare a stresului oxidativ de exacerbat și confirmă implicarea stresului oxidativ în patogeneza bolii coronariene. Tot putem să investigăm efectele patobiochimice ale stresului oxidativ
prin estimarea metaboliților oxidului nitric. În studiul nostru, valorile serice și tesulare ale metaboliților oxidului nitric au deviat în limitele de plus-minus 10% comparativ cu cele ale animalelor de diferență, însă la analiza variabililor cu ajutorul coeficientului SPIMA a fost indicată o corelație moderată în lotul cu infarct și o legătură foarte puternică pozitivă în loturile pre- și post-infarct. În calitate de indice hipoxiei tesulare au fost investigate lactat în nivelele serice și tesulare ale lactatului și activitatea lactat de hidrogenaților. Am înregistrat o reducere cu 17% a cantității de lactat în stare pre-infarct, urmând apoi o creștere cu 36% în 24 de ore și micșorarea cantității de lactat spre ziua 7 post-infarct. Fapt care ne denotă revenirea la procesele aerobe și utilizarea din nou a lactatului în calitate de sursă energetică. Valorile tesulare, observăm, urmează aceeași dinamică la nivele mult mai mici. Activitatea lactat de hidrogenază 5 s-a redus vădit în lotul pre-infarct, avem o scădere de 80%, urmând la 24 de ore o creștere concludentă cu 60%, tendință menținută până în ziua 7 post-infarct, când avem cea mai ridicată activitate a LDH5 serice. Totodată, activitatea lactat de hidrogenază 5 tesulare este cea mai înaltă în lotul pre-infarct, urmând în dinamică o scădere cu 22% în 24 de ore și revenind aproape la nivelele inițiale în ziua 7 post-infarct. Activitatea lactat de hidrogenază 1 serice se majorează în lotul pre-infarct cu 26%, urmând apoi o scădere cu 18% la 24 de ore și menținerea nivelului atins până în ziua 7 post-infarct. La analiza indicilor prestabiliți cu ajutorul coeficientului SPIRMA a fost identificată o corelație negativă foarte puternică între valorile serice și tesulare ale lactat de hidrogenază 5 în lotul post-infarct și ale lactat de hidrogenază 1 în lotul cu infarct, lotul 4. Modificările observate indică adaptarea metabolismului cardiomiocitului la condițiile de hipoxie și confirmă că lactatul și lactat de hidrogenazele reflectă veridic hipoxia tesulară, fiind util în diagnosticul infarctului miocardic acut suplimentar troponinilor. În calitate de marchere leziunii tesulare, am investigat aldehid amalonic și care este produsul peroxidării lipidelor și troponina T cardiacă, care este o proteină a aparatului contractiv. Aldehid amalonic tesulare înregistrează o reducere vădită în lotul cu infarct, avem o scădere de 20%, revenind la valorile inițiale în lotul post-infarct. Totodată, valoarea nivelul seric al troponinii T se ridică concludent în starea pre-infarct, creștere cu 21%, urmând o dinamică în dinamică o scădere cu 13% la 24 de ore și o creștere repetată spre ziua 7 post-infarct cu 21%. Nivelele tesulare urmează aceeași dinamică la valori mai joase. La analiza indicilor cu ajutorul coeficientului SPIMA, am identificat o corelație pozitivă puternică între valorile serice și tesulare ale aldehidei în lotul pre-infarct și o legătură foarte puternică pentru aldehida amalonică în stare de infarct. Rezultatele obținute confirmă că ischemia cardiacă, prin exacerbarea stresului oxidativ, intensifică procesul de peroxidare a lipidelor, rezultând cu pierderea integrității membranei cardiomiocitului. Nivelele serice ridicate ale troponinii confirmă leziunile membranare ale celulei și sunt datorate ieșirii în circulație a fracției cetozolice libere, care este rapid eliminată din sânge.
Totodată, prezența tardivă și eliberarea tardivă a troponinelor este o reflectare a modificărilor irreversibile însoțite de degradarea miofilamentelor. La concluzie, indicii metabolismului glucidic prezintă în perioada de infarct o creștere relevantă a nivelilor selice ale glucozei, hemoglobinei glicate și AGE-urile, însoțite de micșorarea cantității tisulare a indicilor menționați. Modificările metabolismului lipidic au fost reprezentate prin micșorarea viridică în perioada pre-infarct a nivelului seric și tisular al beta-lipoproteinelor, însoțite de creșterea HDL-colesterolului în ser. În perioada de infarct se observă o creștere concludentă a beta-lipoproteinelor serice și a LDL-colesterolului seric, cu schimbări nesemnificative a valorilor tisulare. Tendința de majorare a beta-lipoproteinelor serice se păstrează și în perioada post-infarct. Răspunsul inflamator este reflectat prin sporirea în perioada pre-infarct a nivelilor interleukine 6 serice și prin scăderea a cantității de TNF-alfa în țesut în stare de infarct, cu revenire citochinilor la valorile inițiale în perioada post-infarct. Markerii stresului oxidativ prezintă variații semnificative în perioada pre-infarct, reprezentate prin creșterea nivelilor serice ale AIM și PTOA, însoțite de micșorarea cantității de lactat în ser și miocard. În dinamica procesului, nivelul serice ale lactatului cresc, reflectând agravarea hipoxiei, iar severitatea modificărilor tisulare este confirmată prin diminuarea în țesut a cantității de ialdehidă malonică, care corelează viridic cu valorile serice. Datele obținute argumentează existența în patobiochimia procesului în perioade de pre-infarct, confirmată experimental prin corelațiile modificărilor serice și tisulare ale PPOA, nitrit, nitrat, lactat, lactat dehidrogenază 5 și ialdehidă malonică. Analiza testelor evaluate în ser permite constatarea constelației de factori biochimici AIM, PPOA, lactat, ce ar favoriza depistarea stării de preinfarct. În rezultatul studiului, potrivit cu unele recomandări. Studiul efectuat confirmă că pentru aprofundarea cunoașterii patogenezei și acțiunii metabolice a unor potențiale medicamente în infarct miocardic acut, este adecvat modelul experimental pe animale mici de laborator cu utilizarea izoproterenolului în doză unică 100 mg per kg subcutanat. Rezultatele obținute pot servi drept punct de reper pentru inițierea unor cercetări mai aprofundate pe subiecții umani și crearea unui algoritm bazat pe corelațiile markerilor biochimici pentru prognozarea evoluției bolii și optimizarea managementului timpuriu și personalizat. Extrapolarea datelor ar permite recomandarea cu scop de identificare a pacienților cu risc major de a dezvolta infarctul miocardic acut, efectuarea screeningului biochimic în faza de preinfarct, prin aplicarea testelor expres de identificare a constelației de markeri stabiliți în studiu, AIM, PPOA, lactat. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim! Stimați colegi, este timpul întrebărilor. Vă rog, cine are întrebări? Da, vă rog, doamnă. Care mi-ar fi explicație utilizați modelul experimental de ați folosit în hidroproterenol și de ce adresează care este mecanismul de acțiune și de ce anume acest model Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci noi am utilizat modelul medicamentos de inducere a infarctului de miocard, care este alternativa modelului chirurgical de ligare a arterii coronariene stângi, fiind considerent că este mai eficient și mai ușor de modelat în condițiile noastre. Deci izoproterenolul este un agonist beta-adrenergic și prin intermediul receptorilor beta-1-adrenergici
influențează cantitatea de calciu intracelular. Deci se activează cascada adenilat-chinazică și avem o supraîncărcare de calciu care duce la lizarea integrității structurale a mitocondriilor cu generare sporită de specii reactive de oxigen. Deci se dezvoltă un stres oxidativ care duce la desfoldingul proteinelor. În același timp, supraîncărcarea cu calciu este un factor declanșator al aritmiilor, care tot se întâlnesc frecvent în infarctul miocardic acut. Și histologic, datele din literatură și ceea ce am observat noi în studiu, avem aceleași modificări necrotice, necroză coagulativă, care este caracteristică unui infarct clasic la subiecti umani. Vă rog, alte întrebări? Deci până colegii se gândesc, eu suplimentar la întrebarea pusă de doamna Stradula. Deci, dumneavoastră ați făcut în studiu și un component de histologică pentru a vă convinge că este într-adevăr infarct. Da. Au fost prelevate secvențe din cordul animalelor sacrificate și studiul histologic a fost efectuat de către colegii noștri de la Catedra de Morfopatologie și Catedra de Histologie. Avem fotografiile, ele sunt prezentate în teză ca dovadă a eficacității modelului dat. Vă mulțumesc, alte întrebări, vă rog. Vă rog că toți clinicienii utilizează troponină pentru a indica și a exclude infarctul miocardic începând cu faza de infarct, adică sindromul coronarian acut. Dumneavoastră recomandați triada care ați inclus-o în ultima concluzie, adăugător la troponină sau fără ea? Aceasta e prima întrebare. Deci, care sunt marcherii în perioada pre-infarct, de diagnostic, care o recomandați dumneavoastră și de evoluție? Deci noi nu putem să excludem aportul troponinelor la diagnosticul standardizat al infarctului miocardic, mai ales că acum se recomandă utilizarea troponinelor de sensibilitate înaltă, care au un prag de sensibilitate mult mai mic față de troponinele clasice. Și noi venim cu sugestia de a utiliza marcherii noștri suplimentar acestor troponine pentru a confirma mai ușor și mai rapid este sau nu este leziunea cardiacă. Mă rog, alte întrebări? Dacă dumneavoastră ați înălit nu o avem experimentare, dar în modele clinice, de ce cam așa la recomandări care dumneavoastră ați spus clinice aceștia care vă recomandare a dat în urmă? Vă mulțumesc pentru întrebare, doamna Silvia. Noi mai mult în studierea literaturii ne-am axat studiile experimentale. Știu că în studiile clinice se fac studii cu utilizarea troponinelor, creatin-chinazii, copeptinii. Sunt studii unde se recomandă utilizarea de dimerilor în diagnosticul infarctului miocardic acut și în unele studii am găsit că ar fi util pentru diagnosticul de rule in sau rule out investigarea capătului C al miozinei, proteina miozinică. Dar asta e la nivel de informație. Vă mulțumesc, alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim, doamna Tatiana. Deci, doamna Ambros are cuvântul să aducă la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, nota informativă de la ANACEC și avizele altor centre științifice. Bună ziua!
Deci, conform procesului verbal numărul 1 din 16.04.2020 al seminarului științific de profil 315, biochimie și biologie moleculară, specialitate 315.01, biochimie medicală, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova, se confirmă discuția tezii prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale cu tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii în infarct miocardic acut, studiu preclinic experimentat. Deci, conform acestui proces verbal, se confirmă discuția actualității, nivelului de argumentare și exactitate al concluziilor, precum și a recomandărilor expuse în teze. Nu sunt obiecții, dar sunt unele propuneri. Deci, propunerea de bază, că tema tezei de doctor în științe medicale, absolventei doctorandei Timercan Tatiana, este actuală, scopul cercetării fiind realizat pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale, teza conține noutate științifică, valoare practică și se conformează cerințelor Consiliului de Conducere al ANACEC al Republicii Moldova referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale. Conținutul tezei corespunde specialității 315.01, biochimie medicală. Teza de doctor în științe medicale a fost conform prevederilor punctului 23, deci analizată și a acumulat 71 de puncte din 75, nu din 100, deci se apreciază ca bună și se recomandă spre promovare la Consiliul Științific Specializat. Deci, aici Consiliul Științific de Profil propune și Consiliul Seminarului sau membrii Seminarului Științific Specializat. Deci, este pozitiv și continuăm cu nota informativă. Deci, nota informativă, în baza examinării tezei, a avut o serie de obiecții și recomandări la care doamna pretendentă Tatiana Timercan a răspuns la această notă informativă punct cu punct la toate modificările făcute, dar deoarece teza nu putea fi admisă la susținerea publică fără de a lua în considerație aceste modificări, Consiliul Științific Specializat a făcut o ședință preliminară în care s-au discutat, în care s-a aprobat răspunsurile la nota informativă. Deci s-au luat în vedere toate obiecțiile și propunerile, Consiliul a decis să accepte răspunsurile la această notă. În afară de aceasta, în adresa tezei, avem avize pozitive în adresa autoreferatului de la profesorul universitar doctor habilitat în științe medicale Minodora Mazur, de la profesorul universitar doctor în științe medicale Liviu Grib, de la șef catedră cardiologie pediatrică Institutul Mamei și a Copilului, doctor habilitat în științe medicale profesor universitar Pali Ina, la fel profesor universitar doctor în științe medicale Porfiri Cazac, precum și doctor în științe medicale conferențiar universitar Eudochie Țernă și doctor în științe medicale conferențiar universitar Protopop Svetlana. Toate vizile sunt pozitive, respectiv mergem mai departe. Deci, conform procedurii și în cazul când în avize nu sunt obiecții, deci nu se face răspuns, totuși vreau să menționez că
toate propunerile de îmbunătățire a tezei care au fost înaintate la nivelul seminarului științific de profil și a comisiei de experți de la ANACEC, 100% au fost luate în considerare, au fost operate toate modificările la teză care au fost sugerate de experți. Deci astfel, teza acum corespunde cu acele rigori pe care au fost, care au fost specificate de experți. Oricum, deci candidatul la titlul științific trebuie să se expună pe marginea acestor revizii. Eu pot să spun doar mulțumesc domnilor și doamnelor care au avut posibilitatea să citească autoreferatul și să-și expună părerea printr-un aviz pozitiv, le sunt recunoscătoare și îi mulțumesc pentru aprecierea lucrurilor care l-am efectuat. Vă mulțumesc! Și rugăm conducătorul științific să facă caracteristica calităților profesionale și personale ale pretendentului la titlul științific. Stimată doamnă, președintele Consiliului Specializat Științific, stimați membri ai Consiliului, onorată și serviți. Eu cred că cunoașteți că în ultimii ani biochimia s-a schimbat brusc în valoare și în volumul cunoștințelor necesare pentru viitor student medic. Și poate mai mult mă bucură că în ultimii ani mulți dintre cei care au absolvit Universitatea de Medicină au lăsat medicina practică și au venit la cătedra de biochimie. Între este, pentru acești absolvenți, este și Tatiana de Mercat. Venind la cătedră, posedând limba rusă la perfecție, fluent vorbește limba engleză, duce grupele la toate facultățile, citește prelegeri. Ea este stimată și apreciată de colegii noștri, este stimată și apreciată de studenți. Aș menționa că în ultimii 20 de ani, chiar, biochimia și-a schimbat profilul ei științific. Asta este a treia teză când colaboratorii noștri sunt strict implicați în medicina practică. Cu Tatiana a fost o mică reținere a tezei, pentru că e posibil că noi am fost să leagă vinovați. Am încercat să colaborăm cu Institutul de Cardiologie, dar după 3 ani de chin în stânga și în dreapta, am refuzat la colaborarea asta și am trecut la modelul experimental al infarctului miocardic. Asta s-a auzit lucrare, este o lucrare, cred eu, bună. Doamna Tatiana a câștigat o bursă unde a făcut studii speciale în Franța, s-a perfecționat mult în acest aspect, a făcut și a lucrat în laboratorul de biochimie Universității de Medicină. Eu cred că lucrarea merită atenție și sper că membrii Consiliului Științific să o aprecieze pe această lucrare după merit. Mulțumesc! Vă Domnul președinte al Consiliului Științific, distinși membri ai Consiliului Științific, excelența voastră, domnule rector, dragi colegi, mie mi-este ușor și am mare plăcere să vorbesc despre doamna disertant. Doamna Timercan, am întâlnit-o acum, cred că mai bine de 3 ani, când mi-a povestit exact ce spunea și conducătorul științific, întreaga traiectorie pe care a parcurs-o, un adevărat periplu plin de blocaje. S-a creat acea situație în care cuvintele nu prea te ajută, și doamna a intervenit cu același glas suav care mi-a spus, domnule doctor, eu voi face tot posibilul și am să reușesc să scriu teza. Ce a urmat, pot să creionez în câteva cuvinte. Competență, tenacitate, demnă de apreciat, o conduită în comunicare foarte bună, acel feedback care adesea nouă multora ne lipsesc,
și, în ultimul rând, competența. Toate cred că astea permit să o creionez cu riscul de a crea un portret a unei doamne care a făcut ca astăzi teza să afle în fața dumneavoastră, distinși membri ai Consiliului Științific, iar verdictul va aparține, noi vom sta cuminți în așteptarea, sper eu, a celor ce noi cu toții ne dorim. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Deci am ajuns la o etapă foarte importantă a ședinței de astăzi, când referenții oficiali care au examinat foarte minuțios această teză pe parcursul a unei luni, își expun opinia referitor la teză. Deci îi oferim cuvântul domnului profesor Valentin Burdumac, care este primul recenzent desemnat de ANACEP. Onorată doamnă președinte, stimați membrii Consiliului Științific, stimați colegi, teza recenzată este o lucrare actuală, valoroasă, având ca subiect de cercetare una din cele mai dificile probleme ale biochimiei medicale, și anume bolile ischemice cardiovasculare, majoritatea fiind provocate din infarctul miocardic acut. Actualmente, bolile cardiovasculare, conform Organizației Mondiale a Sănătății, sunt principala cauza decesului la nivel global, fiind aproximativ 18, luând aproximativ 80 milioane de vieți în fiecare an. Din notat că în Republica Moldova, prevalența infarctului miocardic acut a registrat o tendință de creștere constantă, atingând în ultimii ani cifra de peste 400 cazuri la 10.000 populații. O prognoză asupra evoluției mortalității prin boli cardiovasculare arată că numărul celor care vor deceda prin aceste afecțiuni va crește în lume, ajungând în 2030 la 24 milioane de oameni. Reieșind din cele expuse, tema abordată de doamna Timircan este de o actualitate excepțională. Problema de cercetare, scopul și obiectivele sunt absolut originale, cu idei inovative. Este explorată o tematică originală, cu deschidere intermultidisciplinară, biochimie, imunobiochimie, metabolomică, morfologie, incluzând idei inovatoare, soluții și concepte științifice pentru realizarea unui progres semnificativ în problema dată. Noutate și originalitatea științifică a cercetării este evidentă. În premieră au fost elucidate mecanismele patobiochimice ale infarctului miocardic acut prin prisma modificărilor metabolice, lipidice și glucidice, estimate atât prin nivelii serice și prin valorile lor solare. A fost evaluat rolul crucial al marcherilor inflamației, stresului oxidativ și leziunii solare în patogenie infarctului miocardic acut. A fost elucidată implicarea citochinilor inflamatorii și biomarcherilor stresului oxidativ în evoluție și prognosticul infarctului miocardic acut. S-a confirmat importanța diagnostică a inicii leziunii solare, de aldehide malonice și în identificarea precoce a leziunilor membranare. S-a stabilit spectrul de indici biochimici în serci țesut miocardic, valoare diagnostică și predictivă înaltă pentru infarctul miocardic acut. Orientarea studiului constă în identificarea corelațiilor dintre valorile serice și titulare a parametrilor biochimici prestabiliți cu raportarea modificărilor respective la etape de infarct miocardic acut. În final, este apreciată valoarea unei constelații de indici biochimici care poate servi de punct de reper pentru inițierea unor cercetări mai aprofundate ce ar contribui la crearea unui algoritm corelațional al marcherilor biochimici, strict necesar în prognozarea evoluției infarctului miocardic acut și a
optimizat de managementul timpuriu și personalizat cu scop de identificare pacienților cu risc major de a dezvolta infarct miocardic la faza de prединфаркт. Rezultate au fost aduse dovezi concludente care confirmă utilitatea diagnostică și de prognostică pe biomarkerul menționat. Calitatea metodologică a lucrării, scop și obiectivele lucrării sunt expuse clar, succint și reflectă etapele cercetărilor efectuate. Noutate științifică și valoarea practică, postulate de bază înaintate în susținere, sunt bine expuse. Succesul acestei teze, în mare măsură, este determinat de folosirea metodelor de explorare adecvate, fapt ce au permis doctorandii să obțină o bază de date obiective care au fost utilizate în concluziile tezii. Descrierile materialelor și metodelor de cercetare aplicate sunt expuse rezolutiv și concis. Scopul lucrării este clar definit și focusat. Obiectivul lucrării au permis realizarea completă a scopului enunțat. Cadrul de cercetare indică o gândire creativă. Descrierea și argumentarea alegerii abordărilor, metodelor, procedurilor, tehnicilor utilizate este adecvată și exhaustivă. Problemele cercetare sunt inovative, foarte bine argumentate și conectate logic la cadrul teoretic. Analiza demonstrează o excelentă stăpânire a metodelor alese, este creativă, sistematică, precisă și fiabilă. Metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea completă a obiectivelor. Metodele analizei statistice corespund tipului studiului, sunt suficiente pentru o abordare exhaustivă și originală. Teza creează premisele dezvoltării medicinii personalizate, care presupune cunoașterea și utilizarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor noi teste de diagnostic, ce permit adaptarea mai bună a tratamentelor la profilul individual al pacientului și un management mai eficient al bolilor multifactoriale, cum sunt bolile cardiovasculare, în special infarct miocardic acut. Astăzi se vor crea premisele să înțelegem mai profund, la nivel celular și molecular, mai multe mecanisme biochimice și factori imunobiochimice într-un domeniu extrem de important, cel al cardiologiei fundamentale și, în ultima instanță, se înțelege însuși fenomenul vieții. Lucrarea corespunde ca structură și conținut cerințelor înaintate de ANACEC, este logic structurată în introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări. În compartimentul introducere este consemnată actualitatea și importanța lucrării în contextul problemelor și provocărilor contemporane, pe fundalul posibilităților tehnicilor de ultimă oră, sunt argumentate scopul și obiectivele ei, este demonstrată originalitatea, noutatea științifică și valoarea aplicativă. În capitolul 1, infarct miocardic acut, mecanisme patofiziobiochimice, este efectuată analiză detaliată a publicațiilor științifice din țară și peste hotare, în special la ultimul deceniu, referitor la problema studiată. Au fost identificate principalele provocări, constrângeri și probleme care se confruntă știința biochimică medicală contemporană în abordarea problemei privind mecanismele patobiochimice ale infarctului miocardic acut. Autorul menționează că asemenea aspecte ale problemei ca rolul diferitor clase de lipoproteine, receptorilor lor, markerilor stresului oxidativ, peroxidările lipidice, răspunsul inflamator sistemic în mecanisme patobiochimice ale infarctului miocardic la etapa actuală rămâne suficient studiate și prea contradictorie, pofida importanței lor. Astfel, din datele expuse, rezultă inovația evidentă a autorului. Au fost reflectate particularități metabolism lipidic la Homo sapiens și la șobolani, precum și importanța acestora în infarctul miocardic acut. Capitolul 2. Material și metode de studiu este consacrat materialul biologic prelevat și metodelor de investigație utilizat pentru atingerea scopului scontat și include 3 subcapitole în care sunt descrise modelul experimental, pregătire materialului biologic, metode și citare folosite. Metodele utilizate ne permit să considerăm că ele sunt adecvate scopului propus și suficiente pentru obținerea rezultatelor autentice ale lucrării.
Datele obținute au fost procesate statistic cu ajutorul funcțiilor și modulilor programe computerizate, moderne, relevanța științifică a rezultatelor, amploarea, vastitatea, intensitatea și varietatea datelor experimentale obținute de doctorant este însoțită de o sistematizare plină de succes, expusă de autor în două subcapitole de bază, care demonstrează o excelență orientare a autorului în domeniul studiat. Rolul și contribuția modificărilor metabolismului glucidic și lipidic în apariția și progresarea maladiei, riscul complicațiilor și prognozul nefast sunt expuse, evidențiate și argumentate în capitolul 3, semnificația clinico-diagnostică a modificărilor metabolice și este constituit din două subcapitole. Capitolul 3.1 este constatat și șterge discuții rezultate obținute de autor în cadrul studierii modificărilor metabolismului glucidic în infarctul miocardic experimental. Autorul, pe bun dreptate, consideră că la bază mecanismul patobiochimice ale disfuncției miocardului stă autorul urmării metabolismului glucidic. Sunt bine argumentate mecanismele posibile ale tulburărilor nivelului glucozei la animale experimentale, insulinorezistența, hiperinsulinism, modificări la nivelul receptorilor glut, etc. În capitolul 3.2 sunt aduse argumente convingătoare referitor la rolul disproteinemiei și dislipidemiei în patogeneza infarctului miocardic acut. Unul din mecanismele moleculare biochimice importante care stau la baza dislipidemiei în infarctul miocardic acut la șobolani sunt legate de patologie metabolismului acidilor grași polieni și nesaturați cauzate de acumularea în sânge a lipoproteinilor oxidate, ceea ce formează un alt potențial inflamator și care sunt descrise în capitolul 4, semnificația clinico-diagnostică a marcherilor în infarctul miocardic acut. Aceasta se manifestă prin derăgări biochimice majore, hiperproducție de citocine proinflamatorii, care induce nivel înalt a proteinei cele active, hiperfibrinogenemie, activarea proceselor, peroxidării lipidelor, sinteza sporită de leucotriene și fagocitoza lipoproteinilipidelor din state joase modificate. Rezultatele obținute sunt demonstrate prin datele factologice prețioase, incluse în numeroase tabele și figuri, veracitatea cărora nu lasă loc pentru dubii, volumul investigației întreprinse fiind pe deplin suficient pentru obținerea datelor autentice ale lucrării. Din datele bogate, minusos urmărite de autor, aș menționa doar că dealdehida malonică este un marker nespecific al stresului oxidativ. În prezent au fost depistați noi biomarkeri specifici ai stresului oxidativ in vivo, izoprostanii. Izomerii prostaglandinilor sunt una din cele mai importante clase de produse de oxidare derivate din stresul oxidativ. Estimarea nivelului de izoprostani prin metode imunoenzimatice a devenit standardul de aur, iar evaluarea lor in vitro a furnizat informații valoroase despre patogeneza a numeroase boli umane. Modificările nivelului de aldehidii malonice ar putea fi provocate nu numai de intensificare procesului de peroxidare cu radical liberei oxigenului, dar și de intensificarea biosintezei ecosonalizilor, hormoni locali cu diverse activități fiziologice. În acest proces, aldehida malonic și hidroperoxizii lipidici sunt produse intermediare, iar formarea ecosonalizilor permite de a depăși stresul oxidativ. Teza analizată cuprinde în final compartimentele concluzii generale și de concret, în cadrul cărora autorul realizează o sumarizare a rezultatelor obținute. Din partea rezultatelor investigațiilor se proiectează nu numai asupra cercetărilor actuale, dar și
orientează spre noi studia problemei în cauză. S-au creat premisele pentru o înțelegere mai profundă la nivel molecular a mecanismelor biochimici și patochimici într-un domeniu extrem de important, cel al metabolomicii cardiologiei fundamentale și, în ultima instanță, înțelegem însăși fenomenul vieții. Cunoștințele noi fundamentale obținute în cadrul realizării lucrării vor permite de a deschide noi direcții de cercetare în domeniu. În acest context, aș vrea ca autorul tezei să răspundă la câteva întrebări. În etiologie, infarct miocardic acut, sunt implicați sute de factori de risc. Care din acești factori au cea mai mare influență asupra riscului de instalare a infarctului miocardic acut? 2. Ce e considerat primar și este secundar? Stres oxidativ sau răspunsul inflamator sistemic din infarctul de miocard? Ce considerați primar? Care? Dacă ați depistat careva deosebiri în manifestările dislipidemiei la șobolani cu infarct miocardic acut experimental și caracterul dislipidemiei în infarctul de miocard la subiecții umane, după datele literaturii. Dacă sunt treba deosebiri, cum le explicați de ce se deosebiri? Și, ultima întrebare, care ar fi direcțiile de cercetare pe viitor ce ar putea contribui la progresarea în acest domeniu foarte important al cardiologiei fundamentale a autorului? Teza în ansamblu prezintă o lucrare științifică deținătoare, având o amplă valoare atât teoretică și practică, după cum am menționat. Datele obținute pot fi catalogate ca generatoare de nouă cunoștință. Discutarea rezultatelor obținute demonstrează capacitatea și maturitatea științifică, corectitudinea și rigoarea științifică a doctorandii care discută rezultatele numai în limitele datelor obținute, fără a face extrapolări nejustificate. O serie de date stabilite de autor, cum s-a menționat, dețin o importanță teoretică și practică principală. Aportul personal al doctorandului la realizarea tezei constă în analiza literaturii de specialitate, planificarea și executarea cercetărilor experimentale, prelucrarea statistică, generalizarea și interpretarea rezultatelor, expunerea materialelor la diverse forumuri naționale și internaționale și perfectarea publicațiilor. Toate celelalte rezultate obținute, analizelor, generalizările și concluziile aparțin integral autorului acestei teze. Aspectele elucidate au permis soluționarea problemei științifice. Importanța acestei lucrări reiese din faptul că autoarea a folosit un model experimental al infarctului de miocard totul deosebit. A fost folosit șobolani. Iar șobolani au o particularitate metabolică deosebită. Absența proteinei de transfer a listerilor de colesterol. Acest defect metabolic îl au aproximativ 8-10% de japonești, dar și 8-10% de caucazieni, dar și 80% din locuitorii arealului Mării Mediterane, locuitorii Maldivei. Și toate acestea, această particularitate face ca aceste 10% să atingă longevitatea de peste 100 de ani. Nu de mult, de asta a fost menționată că cea mai
longevivă locuitoarea Japoniei, a împlinit 170 ani și mare idoleanță era ca să ajungă la 120 de ani. Până nu de mult, japonezii se considerau ca nația cea mai longevivă din lume. Dar după stresul suportat de la Fukushima, acțiunea radiației ionizante, care este un puternic sursă de radicali liberi oxigenului, ei au cedat celor din Marea Mediterană. Deci, iată această lucrare și Consiliul. Sinusul acestei lucrări constă anume în faptul că el, această lucrare, a fost efectuat în prima dată în lume, nu există lucrări așa, din anii 70, deci consacrată, iată acestor. Infarctul miocard a fost cercetat pe un model foarte reușit, acel care explică infarctul miocard la cele 10-80% de oameni care cu totul deosebiți, la care noi tindem să-i ajungem din urmă. Din când eram studenți, profesorul Zubkov ne spunea că noi vom ajunge la timpul când va fi rușine să trăim mai puțin de 100 de ani. Deci, mai departe, permiteți-mi să citesc, dau citire mai departe, recenzia. Deci, punctul redactare tezii și conținutul tehnic, conform cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional și formatul tip al școlii doctorale. Structura lucrării și logica expunerii este conformă cerințelor stabilite prin regulamentul instituțional și formatul tip al școlii doctorale. Teza este expusă pe 168 pagini hectare-dactilografia, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, din 297 de titluri optați, câtă literatură ea studiat, 7 anexe, declarația privind asumarea răspunderii, CD-ul autorului. Materialul ilustrativ conține 20 tabeli, 28 de figuri. Cercetarea este redactată la nivel superior, clar, coerent și convingător. Respectarea eticii și deontologiei profesionale este tot o cerință foarte actuală. Aș vrea să menționez că principiul fundamental și universal în efectuarea oricărei cercetări științifice este de a nu dăuna nici într-un caz și nici într-un mod ființelor vii de dragul științei. Cercetorul științific trebuie să procedeze potrivit maximii. Primul nu noțele, mai întâi nu dăuna, cât și după principiu primum humanitas alterum scientiae. Mai întâi umanitatea, apoi știința. Cercetarea a fost efectuată în conformitate cu standardele naționale în acest domeniu, iar efectele biologice au fost studiate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și principiile declarației de la Helsinki. Principiile etice și ale deontologiei sunt respectate totalmente. Toate frazele și ideile preluate la alți autori sunt indicate riguros. Este evident ca distinct acordul autorului și lipsesc orice suspiciuni de fraude științifice. Publicarea ediției științifice, prezentarea la conferințe științifice, lucrările publicate și autoreferat pe deplin oglindesc conținutul tezii. Materialele tezei au fost publicate în 21 lucrări științifice, 8 cu titlul de monoautor, inclusiv 2 articole reviste din bazele date Web of Science și Scopus, 3 articole reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil, categorie B, 2 articole lucrările conferințelor științifice internaționale, 2 articole lucrările conferințelor științifice naționale, 9 teze lucrări conferințelor științifice internaționale, 3 teze de conferințe naționale. Teza prezintă o investigație finanțată, executată la nivel științific contemporan,
cum am menționat, manele de lucru în abordare tezii doctorate și compilezii obiectelor și percepții, volum impresionant de investigații efectuate și importantă rezultate obținut plan teoretic demonstrativ pe deplin. Demonstrează faptul că autorul a rezolvat cu succes cercetarea aleasă în cadrul tezii doctorat, consider că teza de doctor în științe medicale, elaborată de doamna Timircan Tatiana, la temă evaluarea unor modificări metabolice, nutrișii, lipidici și inflamatorii, infarctul miocardic acut, studiu preclinic experimental, la specialitatea 5501 biochimie medicală, reprezintă o lucrare actuală, finisată, valoroasă, realizată la un nivel înalt metodologic, cu importanță teoretică și practică deosebită, care corespunde cerințelor în acest din Republica Moldova, iar autoarea acestei teze merită conferirea titlului științific doctor în științe medicale. Vreau să felicit producătorul științific, producătorul științific și acestei teze, doctoranda, pentru curajul de a aborda această problemă de o foarte mare actualitate, cum se numește biochimie și metabolomica infarctul miocardic acut și le recomand să nu se oprească aici, dar să continuă cercetările în cazul tezii următoare de doctor candidat. Noi v-ați meritat acest conducători științifici și doctor Nașpa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză atât de minuțioasă și detaliată tezii și invit doamna Timircan să răspundă la cele câteva întrebări pe care dumneavoastră le-ați înaintat în recenzie. Deci prima întrebare cu factorii de risc era, urmează cu ce este primar stres oxidativ, răspuns inflamator, deosebirele dislipidemiei la șobolani și oameni și direcție de cercetare pe viitor. Da, vă mulțumesc, domnul profesor, pentru recenzie, pentru analiza minuțioasă și ca răspuns la întrebările dumneavoastră. Deci, în patogeneza infarctului miocardic acut, într-adevăr, sunt o mulțime de factori de risc, este o maladie plurifactorială. Și în primul rând se disting două grupe bine determinate. Avem factori nemodificabili, cum ar fi vârsta, cum ar fi genul, cum ar fi predispoziția, sau factorii genetici, și avem factorii modificabili, cum ar fi dislipidemiile, hipertensiunea, modul de viață, fumatul, alcoolismul, obezitatea, adică preponderent, eu consider în ziua de astăzi ca un factor care favorizează incidența așa de răspândită a infarctului, ăsta este la noi stresul cronic în care ne aflăm, cu pandemia și cu starea aceasta neclară social-economică, apoi modul nesănătos de viață, sedentarismul, abuzul de alcool, fumatul și, desigur, fast-food-urile cu dislipidemiile rezultate și cu obezitatea. Deci nu putem să spunem că, uite, factorul ăsta este cel mai important, factorul ăsta mai puțin important. Totuși, eu consider că este o boală plurifactorială unde toți factorii împreună contribuie la fiecare pacient individual în apariția și în dezvoltare. Grație, să numesc pentru Republica Moldova, nu mai numesc cei factori importanți, Următoarea întrebare e ce este primar, stres oxidativ sau răspunsul inflamator în dezvoltare? Deci, din surțele care le-am studiat noi, am ajuns la concluzie că primar este stresul oxidativ care, prin generarea speciilor reactive de oxigen, servește ca un trigger pentru sinteza acelor citochine pro-inflamatorii care duc la apariția răspunsului inflamator. Întâi răspunsul inflamator local, iar în caz că avem o stimulare îndelungată sau foarte puternică, se dezvoltă și un răspuns inflamator sistemic. Răspunde, vă rog,
Informația cronică, poate e invers și trebuie. Da, avem deja veriga inversă, că pe fond de informație cronică avem un dezechilibru metabolic și se formează un cerc vicios. Deja influențează factorii inflamatori la hipoxie și leziunile respective. Următoarea întrebare. Deci deosebirile dislipidemii la șobolani și oameni. Deci, practic, dumneavoastră, în analiza care ați dus-o, ați dat răspunsul care am vrut să-l prezint și eu. Mulțumesc. Avem proteina aceasta de transfer. Și ultima, care direcție? Deci, direcția, dacă mergem pe cardiologie clinică, eu consider că direcția de dezvoltare, asta este prevenirea, asta este cea mai bună direcție. Deci luptăm cu hipertensiunea, cu dislipidemiile, cu obezitatea, ca să evităm factorii. Noi vă mulțumim și, doamna Tatiana, vă rugăm toate procedurile tehnice, ca al doilea recenzent, domnul profesor Popovici, este în regim online și o să prezinte recenzia. Domnul profesor, noi vă ascultăm. Eu vă văd bine, nu știu dacă sunt auzit. Da, sunteți. Vă auzim. Dacă vocea cumva nu-i prea distinctă, vă rog cumva să-mi comunicați ca să încercăm să ajustăm aspectele tehnice. Se aude. Aude bine, da? Da. Da, stimați colegi, îmi face o plăcere să mă întorc, să zicem așa, într-un fel, la diferite aspecte legate de studiul metabolic efectuat la Catedra de Biochimie. Îmi face o mare plăcere să vă revăd fii pe care aceasta cu colegii cu care mulți ani în urmă am activat. Și vă mulțumesc pentru încrederea de a face o revizuire, o apreciere, o recenzie a lucrării pusă astăzi în discuție. Și așa, încerc să-mi expun asupra tezii de doctor în științe medicale cu tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii în infarctul miocardic acut, studiu preclinic experimental. În calitate de conducător științific, domnul profesor Lisei Elmit, și în calitate de consultant științific, domnul Tudor Praniște, conferențiar universitar. Cu referire la unele aspecte, se le numesc eu, de caracter postulative, aș spune că ceea ce ține de actualitate, infarctul miocardic acut, infarctul miocardic în genere, care are mai multe forme, conform ultimelor ghiduri, sunt 5 forme ale acestei patologii. Ele nu e ușor de diferențiat adesea diferențele dintre aceste tipuri de infarct miocardic, dar problema cu adevărat rămâne actuală și este o cauză principală a mortalității în deoseb în țările, să le zicem, post-sovietice. Deci infarctul miocardic a prezentat pe parcursul a mai multor decenii o abordare prioritară a număr enorm de studii clinico-experimentale, diagnosticul acestea și astăzi rămâne o problemă nesoluționată complet. Îndeosebi atunci când e vorba de micronecroze, îndeosebi atunci când evoluția electrocardiogramei, adică modificările undei T, sunt ne
crește mai des decât infarctul miocardic stâmii. Și de aceea, dacă vorbim elevarea marcherilor, în primul rând a troponinii standard de aur, se începe peste 3 ori chemă de glutonecrozii. Iar metodele de laborator, tehnicile imunoenzimatice contemporane permit evaluarea troponinilor în ser la o valoare minimum de 6 miim de nanogram pe mililitru. Astfel, precentila, adică dacă această valoare crește peste 99%, atunci noi putem să spunem că evidențiem prezența necrozei în infarctul miocardic. Și atunci numai avem dreptul, conform ghidurilor europene, să punem acest diagnostic. Astăzi, și aspectul acesta ce ține de sensibilitatea troponinilor a evoluat foarte mult, adică aproximativ de 100 de ori a crescut sensibilitatea, adică metodele biochimice de determinare a inițierii necrozii prin determinarea troponinilor a crescut în perioada aceasta mai puțin de 10 ani, cum am spus, de circa 100 de ori. Cu toate acestea, rămân slab studiate paleta modificărilor metabolice în faza acută a infarctului, care în plan fiziopatologic se anunță importantă în vederea declanșării procesului de remodelare a miocardului, paternul căruia în mod direct influențează evoluția post-infarct, evoluția clinică post-infarct, adică și inclusiv și funcția miocardului, funcția pompă. Cunoașterea acestor modificări metabolice în faza acută și tratarea lor în consonanța respectivă e o problemă care are două entități. Evidențierea unor marcheri cu valori predictive asupra prognosticului și evoluției post-infarct și evidențierea unor ținte terapeutice de corectare a acestora în asociere cu tratamentul farmacologic convențional. Sub aceste aspecte, cercetarea disertațională prin scopul de fond a fost proiectată pe determinarea modificărilor metabolice în miocard și în sânge în faza acută a infarctului miocardic experimental la 6, 24 ore și 7 zile. O abordare actuală și autentică. De menționat în acest context că cele 4 obiective trasate reflectă pe deplin dezideratul scopului. Cu referire la noutatea și originalitatea științifică a cercetării, ea derivă din studiul complex al marcherilor stresului oxidativ, răspunsului inflamator, modificărilor glucidice și lipidice în homogenatul miocardic, în sânge, în contiguitate cu estimarea troponinii T, a inerenților histologice, în 3 estimări eminente fazei acute a infarctului de miocard. Materialele și metodele studiului experimental s-au efectuat pe 55 de șobolani, în care infarctul miocardic s-a reprodus prin metoda alternativă legăturii arterii coronare, bazată pe injectarea subcutanată de o priză a soluției de izoproteinol, 100 micrograme pe kilogram.
adecvate scopului. Nu voi referi la toate metodele spectrofotometrice ce de TMC termit sau utilizate pentru determinarea glucozii, produșilor finale de glicare avansată a trigliceridelor, a lipoproteinelor P, colesterolul total, adică a lipidogramei, să vorbim mai la general. De asemenea, s-au determinat albumina ischemic modificată, produșii proteici de oxidare avansată, de metaboliții oxidului de azot, de aldehidă malonică, lactatul, etc. Altă metodă imunoenzimatică utilizată pentru determinarea hemoglobinei glicate, interleuchinii 6, factorului de necroză tumorală alfa și troponinei T. Și metoda morfologică, histologică, care a evidențiat prezența necrozii miocardice. S-au determinat 20 de marcheri, analiza cărora a dus la el niște legități importante ale dinamicii fazei acute a infarctului miocardic experimental. Entitatea conceptuală și relevanța datelor obținute este analizată prin și expusă în capitolele 3 și 4, care aduc la el valențe conceptuale însemnate ale cercetării. Și anume, reducere semnificativă cu 27% a glicemiei la distanță de 6 ore, care după 24 de ori se restabilește, ci chiar elevează cu 12% față de locul intact. Deși stocul miocitar nu s-a modificat în această perioadă. Această dinamică ar fi mai degrabă o reacție la acțiunea agonistului beta-adrenergic, întrucât modelul clasic experimental de infarct miocardic impune a două injecții de izoproteină, anume după 24 de ore. În clinică, glicemia elevează la acțiunea impactului ischemic ce a produs chiar micronecroza miocardului, infarctul subendocardic. Dar gradul acesta este un predictor de prognoză precară. Hemoglobina glicată poate fi a priori neglijată, deoarece ea reflectă glicemia în profunzime de în durată de, să zicem așa, săptămâni. Trigliceridele din coordinatul miocardic nu s-au redus în faza acută a infarctului experimental, fapt ce merită o discuție aparte, dar fiind cunoscut efectul izoproterinolului de a mobiliza acest agresiv din miocard, le putem înțelege. Ar fi interesant în acest context dinamica acizilor grași-lipe din sânge. Este surprinzătoare creșterea în ser la distanță de 24 de ore, atât a colesterolului LDL cu 50%, cât și a colesterolului HDL cu 23%, precum și majorarea timpurie a colesterolului HDL cu 22% după 6 ore de la acțiunea izoproterinolului. De menționat în acest context că un triat important care se numește miracol
a demonstrat la pacienții cu infarct miocardic non-stemic valori depreciate a colesterolului LDL. Valori care sunt în principiu de clinicieni prevăzut sau apreciați ca un predictor precar în prognoza post-infarct. Estimarea marcherilor inflamației este un punct foarte al cercetării, indiferent la conotațiile comparerii interleuchinii 6 și factorului TNF-alfa. Pe de altă parte, necroza este cunoscută drept un factor de declanșare a răspunsului inflamator. Iar studiile clinice, inclusiv cele testate și mai multe instituții, realizate în mai multe instituții, demonstrează atât fenomenul de accentuare a inflamației sistemice, anume în faza acută, cât și valoarea prognostică a creșterii raportului marcherilor proinflamatori și antiinflamatori. Este inteligibilă elevarea nivelelor circulante ale interleuchinii 6 și a factorului TNF-alfa în perioada 6-24 de ori de la acțiunea izoproterenolului, dar este surprinzătoare deprecierea expresiilor în miocard, dar reducere semnificativă a factorului tumoral cu 31% la distanță de 24 de ore, întrucât sursa majoră a factorului de necroză tumorală circulant în infarctul miocardic este miocardul, dar pe miocitele, microfagele și fibroblastele. Mai mult decât atât, datele de literatură indică că miocardul intact nu expresează acest factor. Astfel, nu este clar cum s-a reușit aprecierea acestui marcher în miocardul animalelor sănătoase, adică în loturile 1 și 2. În plus, mai multe cercetări experimentale au relatat creșterea expresiei acidului ribonucleic micro și a factorului necrotic tumoral interleuchinii 1-6 prin utilizarea metodelor Westenblock la acțiunea izoproteinului. Estimarea marcherilor stresului oxidativ este o încercare reușită de a completa una din interferențele patogenetice cardinale ale infarctului miocardic, inflamația și impactul radicalelor libere. Este importantă la acest capitol elevarea serică a produselor proteice oxidate avansate, creșterea lor până la 24% pe toată perioada de studiu. Totodată, creșterea cu până la 20% a albuminii ischemic modificate este surprinzătoare, deoarece impactul miocardic reprodus prin izoproteinol mai are o injecție, nu este un infarct ischemic autentic, dar este un infarct declanșat prin surplusul de calciu cu deficit de adenozin trifosfat. Cunoscutul total de oxidul nitric nu a suferit modificări cantitative semnificative, nici în sier, nici în miocard, ceea ce indică încă o dată asupra faptului că ischemia miocardului poate fi scoasă din acest exercițiu analitic. Nici conținutul de lactat din miocard nu a suferit modificări iminente hipoxiei sau ischemiei. Cu aceștia chiar s-a depreciat
semnificativ încomogenat la distanță de 6 și 7, 6 une și 7 zile, la diminuarea izoproteinului neașteptat, dar de aldehida valonică, un marker veritabil a stresului oxidativ, nu s-a majorat prin infarctul miocardic, nici prin sier, nici în omogenat. Mai mult, după 24 de ore, la acțiunea izoproteinului, conținutul acestuia s-a redus în omogenat semnificativ cu 20%. Estimarea troponinei în omogenat cinciar a scos în evidență o modificare improprie infarctului și anume nu s-a decelat elevarea markerului pe care îl considerăm standardul de aur în infarctul miocardic acut după 6 ore și nici după 24 de ore la acțiunea izoproteinului. Dacă perioada de 6 ore este, după opinia pretendentei, o perioadă prea mică de inducere completă a infarctului, definită ca pre-infarct, atunci după 24 de ore, suspectarea elevării troponinii este inteligibilă. De potrivă, reducerea semnificativă la această perioadă a troponinilor cu 27% ar trebui în plan conceptual să fie urmată de creștere semnificativă a markerului și în sien. Posibil aceste evidențe să fie rezultatul unui răspuns specific al speciei de rătătoare la acțiunea izoproteinului. Aici, după ce discuse, aș vrea să amintesc colegilor sau că astăzi în literatură și în studierea infarctului miocard și nu numai a infarctului, dacă ne referim la cardiologia experimentală, stimați colegi, vreau să vă spun cu cunoștință de cauze că, din păcate, studiile experimentale ca regulă, adică, să zicem așa, mai mult de jumătate din rezultatele studiilor experimentale nu coincid cu rezultatele primite în studiile clinice. Sunt multe probleme, aici se poate foarte mult de discutat, îndeoseb în studiile experimentale cu utilizarea diferitor remedii cu scop de tratament, în experiment avem rezultate excelente, aplicarea acestor tratamente în condiții clinice, din păcate, nu confirmă rezultatele experimentale. Eu, de ce acest lucru îl subliniez? Din considerentele că la tălmăcirea rezultatelor trebuie neapărat acest lucru să-l luăm în considerație și să nu fim uimiți atunci când adesea nu este coincidență între rezultatele marelor trialuri efectuate în condiții clinice cu studiile experimentale. Și deodată experimentul a fost și va rămânea mult încă timp ca un instrument foarte important și obligatoriu în diverse studii, inclusiv studiile cardiologice. Ceea ce ține de concluziile generale, cele 5 concluzii reflectă dovezile obținute și sunt jalonate, să zicem așa, în ordinea expunerii materialului, în capitolele 3 și 4, adică modificările
glucidice, lipidice, marcherilor inflamației, stresul oxidativ. Pe ansamblu, analiza acestor concluzii aduce la apel accentuarea răspunsului inflamator și a stresului oxidativ după 6 și 24 de ore la acțiunea izoproterinolului, grație elevării nivelelor circulante ale interleuchinii 6 și a factorului necrotic tumoral alfa, cât și a produselor de oxidare avansată. Cu referire la recomandările practice, se referă la fezabilitatea modelului de infarct miocardic experimental prin administrarea subcutanată a izoproteinului în doze de 100 micrograme pe kilogram subcutanat, precum și la plauzibilitatea utilizării marcherilor inflamației și a stresului oxidativ ca predictori ai prognozei evoluției post-infarct. Bibliografie, cum a indicat și colegul meu, domnul profesor Dumac, conține 297 de surse raportate adecvat la subiectul tezei, peste jumătate din ele fiind din ultimii 5 ani. Așadar, cercetarea cu tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii în infarctul miocardic acut, studiu pre-experimental, preclinic experimental, este un studiu finalizat, bine conceput, original și cu elemente certe de noutate științifică, care abordează o problemă actuală a cardiologiei, infarctul acut de miocard. Pretendenta a aplicat metode de cercetare moderne și adecvate scopului pentru a demonstra în mod comparativ caracterul modificărilor metabolice în miocard și ser în dinamica perioadei acute a infarctului la 6 ore și 7 zile. Datele obținute au impact teoretic și lărgesc apanajul conceptual al infarctului de miocard, aduc la apel marcherii care pot avea valoare predictivă privind evoluția post-infarct și pot demarca ținte terapeutice, fapt ce să zicem tratează valoarea aplicativă a lucrării. În concluzie, teza realizată de doamna Tatiana Demerca satisface exigențele ANACEP înaintate pentru o teză de doctor în științe, iar pretendenta merită conferirea titlului științific de doctor în științe. Stimați colegi, eu aș vrea să accentuez și să admir că doamna Tatiana a trecut de la lucru clinic, moment care se întâmplă foarte rar, și s-a dedicat activității sale în domeniul, să zicem, fundamental, nebucurent, și aș vrea ca cât mai multă lume să urmeze acestui exemplu. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi la fel vă mulțumim foarte mult, domn profesor Mihai Popovici, pentru această incursiune foarte interesantă în biochimia clinică a infarctului miocardic la oameni. Și contăm foarte mult pe o colaborare în continuare cu dumneavoastră. Doamna Tatiana, dumneavoastră, vreți cuvânt.
Doamna academician, vă mulțumesc pentru analiza lucrării și pentru toate sugestiile aduse. Într-adevăr, studiile clinice și studiile experimentale uneori au răspunsuri sau rezultate contradictorii. Nu uităm, nu trebuie să uităm și de particularitățile animalului care au fost utilizate în studiu. Este cert că sunt modele pe animale transgenice sau pe animale knockout, unde într-adevăr noi putem să modelăm patologia care ar reproduce în tocmai patologia la subiect uman, dar din păcate nu am avut așa posibilitate să realizăm în studiul nostru. Noi, cu toate că suntem o știință fundamentală, dar totuși tindem să urmărim care sunt noutățile sau care sunt tendințele contemporane ale cardiologiei și necătând că facem studii experimentale, poate pe unii marcheri mai puțin obișnuiți, dar știm că troponinele, mai ales troponinele de sensibilitate înaltă, totuși rămân la moment indiscutabil cel mai recomandat și cel mai utilizat marcher în diagnosticul sindromului coronarian acut. Cu toate că se consideră că este marcher deja a unei necroze incipiente și nu a schimbărilor reversibile anterioare. Vă mulțumesc, domnul academician. De asemenea, cu plăcere, cu plăcere, aș mai vrea numai o replică să fac, lucrând în aspectul experimental mai mulți ani, adesea aveam diverse probleme din selectarea corectă a diferitor direcții de cercetare. Fiind în ultimii 20-30 de ani în condițiile clinice, vă spun că în clinică aceste probleme, aceste întrebări apar foarte frecvent. Adică clinica pune foarte clar întrebările cu care se confruntă medicii și de aceea, pentru fundamentaliști, tare ar fi bine ca legătura aceasta să fie ceva mai strânsă și atunci și lucrările ar avea un caracter aplicativ, să zicem așa, mult mai valoros. Asta. Vă mulțumim foarte mult! Deci, următoarea etapă a ședinței noastre sunt discuțiile asupra tezei la care pot participa toți cei care sunt prezenți în sală. Deci, noi, în fond, fiind în situații de pandemie și anumite restricții, nu avem în sală foarte multe persoane care nu sunt membri ai Consiliului Științific Specializat și care ar putea să se pronunță. Totuși, dacă, eu nu știu cine, doamna Protocop sau doamna Sardar ar putea sau ar dori să spună ceva, dacă nu, trecem la etapa când membrii Consiliului Științific Specializat își expun opiniile. Începem, doamna Natalia Capruș. Stimată președinte, stimată audiență, stimați membri a Consiliului Științific, excelență rector și dragi colegi, sunt foarte mult onorată pentru a participa la această ședință interesantă cu discuție aprece în ceea ce privește cardiologia experimentală și cea clinică. Diagnosticul precoce și prevenirea bolilor cardiovasculare și infarctului miocardic în prezent este cea mai mare problemă în obrătirea sănătății. Și aceasta este la nivel global. În atlasul din anul acesta de cardiologie găsim că bolile cardiovasculare s-au micșorat ca decese în țările cu venituri mari.
pe când în țările cu venituri mici și medii rămân ca decese 50 și mai mult la sută, ca și în Moldova, după câte am văzut. Cu atât mai mult avem o creștere a prevalenței bolilor cardiovasculare în Moldova cu 5% și avem și o incidență mai mare. Deci, din aceste considerente, teza de doctor a doamnei Timercan are o actualitate considerabilă și este foarte importantă. Noi toți cunoaștem că pentru a indica un oarecare biomarker, este necesar ca acest biomarker să aibă careva calități. Deci, în primul rând, să identifice o nevoie clinică și în cazul dat a fost necesitatea aceasta, a fost validarea acestora, am văzut și demonstrația performanțelor și rămâne ca acești marcheri să fie validați în clinică și în timp la un cost real, realist, rezonabil. Aceste momente și criterii aduse unui criteriu ajută ca acest criteriu să fie stabilit în timp, în protocoale, în ghiduri și recomandat pentru a micșora morbiditatea și mortalitatea într-o boală oarecare, în cazul dat infarctul miocardic. În cadrul infarctului de miocard, clinicienii au conceptele vizuite acum în formularea infarctului de miocard și doamna Tatiana ne-a arătat mult fast, deci că ghidul arată că avem o necroză miocardiacă și deci avem 5 tipuri de infarct miocardic și ca un biomarker important, primul sau de altul, da, este troponina cardiacă ultrasensitivă. Dar se înțelege că laboratoarele noastre întârzie să fie destul de performante și în cazul dat, lucrarea doamnei Timercan ridică această informație în conexiune cu alte metode și și dumneavoastră a arătat care anume a ridica valoarea troponinei utilizate de noi, mai des o avem în clinici pentru a face un diagnostic diferențial și a exclude un infarct de miocard în primele 6 ore, după cum am văzut de lucrarea dumneavoastră. Deci, autorul a analizat toate publicațiile recente care sunt în literatura de domeniu, și anume cardiologia clinică, dar și cea experimentală, și a avut scopul enunțat de dumneiei de a aprecia rolul acestor biomarkeri, care ar putea fi într-adevăr complementați, ar putea fi repartizați și efectuați în diferite etape ale infarctului miocardic, ce este foarte important pentru un clinician de a ști care biomarker să indice la o etapă de preinfarct sau sindromul coronarian acut, când avem un infarct miocardic constituit sau de acum în evoluție pentru perioada post-infarct. Mi-a plăcut foarte mult metoda care a fost aleasă pentru infarctul de miocard la șobolani. Deci se știe că anatomia cordului și vaselor la șobolani sunt relativ similare cu ale omului. Dar aceste coronare sunt localizate intramiocardic, subepical, și este foarte greu să le lighezi. Ligăturarea arteriei coronare este o metodă foarte bine cunoscută de infarct miocardic la șobolani. Din cauza aceasta, modelarea chimică experimentală a infarctului de miocard mi se pare
o metodă standardizată, foarte bine aleasă, conform declarației drepturilor animalelor. Așa, să vorbim despre statistica care la fel mi-a plăcut în lucrare. Este o statistică avansată, cu analiză descriptivă, dispersională, corelațională, cu indici foarte interesanți, care au putut dovedi importanța acestor indici, biomarkeri, care domnule i-a studiat. Deci problema științifică importantă care a fost soluționată în studiu a fost prin realizarea și fundamentalizarea experimentală, deși, a atribuțiilor, modificărilor acestor indici, așa, deci metabolici, în primul rând, și este înțeles din ce cauză, în primul rând, metabolici, deoarece metoda de infarct miocardic duce la schimbări foarte mari metabolice, dar și a inflamației și stresului oxidativ în inducerea de infarct miocardic. Deci rezultatele care le-a primit doamna Timircan au fost repartizate și au precizat trei scenarii, pre-infarct, infarct și post-infarct, cu markerii metabolismului glucidic, lipidic, inflamatori, citochinele inflamatorii și practic au răspuns la întrebările care vin din partea unui clinician când și ce vom utiliza în stadiul de sindrom coronarian acut. Am văzut răspunsul, deci în cazul de diagnostic de acum și stabilirea infarctului de miocard și de acum gradul de severitate a maladiei. Deci toate aceste rezultate le avem în două capitole mari, 3 și 4, cu rezultatele primite. S-a aprobat și dinamica indicilor integrității celulare, care știm că arată și ilustrează leziunile membranare cu valori potențiale diagnostic și de prognostic a infarctului miocardic. Deci se înțelege că aceste relevante obținute sunt foarte bine sistematizate, sunt foarte bine remarcate, este practic primul infarct de miocard în experimentul la care eu sunt în discuție și ideile și frazele sunt argumentate și coerente. Concluziile, deși am avut întrebări la concluzii, deci vin să ne arate la fiecare fază ce utilizăm, cum procedăm și în cazul dat, deci aceste concluzii reflectă conținutul lucrării, foarte interesant, și dau răspuns la obiectivele propuse, la fel redactarea tezei este corespunzător cerințelor stabilite prin regulamentul în vigoare. La fel, principiile etice și deontologiei profesionale au fost respectate totalmente. Este foarte mult lăudabil lucrările științifice publicate în articole în reviste de baze de date Web of Science și Scopus, de unde vedem și valoarea aplicativă a tezei în contribuția interpretărilor acestor markeri biochimici în diagnosticul, pronosticul infarctului miocardic precoce în baza studiului de impact experimental. La fel, extrapolarea datelor ar permite să recomandăm screening-ul biochimic cu scop de identificare a pacienților cu risc major de a dezvolta infarct miocardic la faza de sindrom coronarian acut, adică înainte de necroza propriu-zisă.
postulatele de bază ale lucrării pot fi luate în considerație și aplicate în medicina practică, diagnostic de laborator sau cardiologie sau medicină de urgență și terapie intensivă. Se înțelege că la fel cu scopul de a preveni o necroză mare, de a trata pacientul la stadiul de sindrom coronarian acut. Deci investigația întreprinsă este de o actualitate și importanță științifică aparte. Deci lucrarea reprezentând o contribuție științifică substanțială la consolidarea bazei teoretice și teoretico-practice în domeniul cardiologiei fundamentale. Rezultatele studiului sunt aplicate în procesul instructiv metodic la catedra de biochimie, biochimie clinică, la nivel universitar și post-universitar. Îmi permiteți să fac concluzia că teza cu tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii în infarct miocardic, studiul preclinic experimental, corespunde tuturor exigențelor de rigoare, iar doamna Temercan Tatiana este demnă de titlul de doctor în științe medicale. Permiteți să aduc felicitări atât conducătorului, cât și conducătorului în cotutelă de această lucrare frumoasă. Vă mulțumim. Doamna Silvia, vă rog. Stimată președinte, stimați membri ai Consiliului, stimată pretendentă la titlu și mult stimate conducător și consultant științific. Astăzi am fost martor la o lucrare foarte actuală în timpul de astăzi, o lucrare care ne face să tremurăm, fiindcă nu avem, probabil că nimeni în sală nu este, care nu a avut o rudă, care nu a avut cineva apropiat, care deci a fost afectat de aceste maladii. Vreau să vă zic că, într-adevăr, bolile cardiovasculare, vrem noi sau nu vrem, dar ele rămân încă principalele motive, deci principalele decese în țările, cum a menționat și domnul recenzent, postsovietice, dar și în Republica Moldova. Desigur că pentru un teoretician care este un fost medicinist, întotdeauna, deci, scopul principal este aceea de a aprofunda și de a aduce ceva nou în patogenie, în explicarea mecanismelor patochimice, în ceea ce nu întotdeauna poate face un clinicist, de a explica până la sfârșit aceste mecanisme moleculare, la nivel molecular, la nivel de metabolism, și anume în această patologie, în infarctul miocardic. Vreau să felicit, deci, autoarea pentru că a ales o metodologie de nedescris. A folosit metodele care, incontestabil, deci ne arată gradul suficient de reproductibilitate și a asigurat, anume, credibilitatea datelor obținute. Vreau să felicit că a știut nu numai să descrie aceste rezultate, dar să le explice la nivel molecular. Și vreau să menționez că concluziile care dumneaei le-a reieșit prin acest studiu experimental, ele sunt formulate concludent, corespund în întregime lucrării, iar recomandările vin să sublinieze importanța aplicativă a lucrării și interpretarea datelor în practica medicală, dar și perspectivele de lărgire a domeniului în cercetare. Consider că teza doamnei Temercan Tatiana, după actualitate, metodologie,
designul cercetării, panelul de investigații experimentale și de laborator, importanța și valoarea semnificativă și practică, analiza rezultatelor, dar și modalitatea de expunere, este o lucrare finalizată, corespunde coerențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, iar doamna Tatiana Chimercan merită pe deplin titlul de doctor în științe medicale. Mulțumesc! Vă mulțumim! Doamna Svetlana Caragia. Mult stimată președinte Consiliului Științific, onorată asistentă, mult stimat Consiliul Științific. Cu plăcere am avut astăzi ocazia să participăm la această susținere a tezei doamnei Timercan Tatiana, evaluarea unor modificări metabolice glucidice, lipidice și inflamatorii în infarctul miocardic acut, studiu preclinic experimental. Lucrarea prezintă un mare interes științific, are o valoare practică, având în vedere incidența maladiilor cardiovasculare, atât în Republica Moldova, cât și la nivel global, și sperăm că se va reflecta în managementul pacientului în continuare și va avea o aplicare practică, chiar fiind reprezentant a serviciului de laborator. Ne bucurăm că științele fundamentale propun noi soluții, iar noi suntem gata să implementăm și să oferim acest instrument diagnostic de laborator în tratamentul și în diagnosticul maladiilor, inclusiv maladiilor cardiovasculare. Deci, teza doamnei Timircan Tatiana corespunde conținutului actualității, problemei, nivelul științific și metodologic, inovații științifice și recomandările practice expuse și clar că corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova. Ca urmare, sunt de acord cu oferirea titlului de doctor în științe doamnei Timircan Tatiana și vreau să felicit conducătorii științifici și conducătorul domnul academician Lăsăi și consultantul și sper că în continuare veți avea veți trasa noi probleme în această direcție și se va soluționa mai multe probleme. Mulțumim! Da, vă mulțumim! Doamna Lomas, rog! Și examinând teza, consemnez că bolile cardiovasculare constituie o problemă, într-adevăr, socială-economică majoră, cu care se confruntă întreaga țară, dar stilul de viață modern însoțit de hipodinamie, care este acum accentuat în perioada de pandemie, când stăm doar online, stresurile permanente aduse de această frică și a pandemiei și a multor alte probleme, într-adevăr, fiind o țară mai săracă, cum s-a și menționat, alimentația incorrectă care este la noi agravează această problemă și duce la creșterea continuă atât a incidenței cât și a prevalenței acestui sindrom coronarian și urmat de infarctul miocardic acut. Complicațiile devin tot mai precoce, iar recuperarea tot mai incompletă, ceea ce în final duce la afectarea calității vieții atât a pacientului cât și a familiei întregi. Deci studiul efectuat de doamna Tatiana vine să răspundă acestor provocări prin interpretarea mecanismelor patobiochimice ale infarctului miocardic, prin fundamentarea experimentală a rolului modificărilor metabolice
a inflamației și a stresului oxidativ, în inducerea și progresia leziunilor tisulare, confirmând existența perioadei de preinfarct și modificări care decurge cu modificări morfofuncționale reversibile, care fiind clar depistate la timp, ar preveni dezvoltarea leziunilor necrotice irreversibile. Investigația concomitentă a markerilor, deci biochimice în ser și în omogenatul cu argumentarea utilizării acestor markeri în algoritmele de diagnostic, face acest studiu original. Rezultatele studiului sunt bazate pe un volum suficient de investigații, sunt argumentate corect și utilizate metode contemporane de cercetare, precum și de analiză statistică. Consider că teza de doctor în științe medicale a doamnei Tatiana Timircan, cu tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice, lipidice și inflamatorii în infarctul miocardic acut, este un studiu actual, este unul integru, este un studiu finisat, inovativ, cu o importanță practică și care corespunde cerințelor ANACEC față de așa tip de lucrări, iar doamna pretendentă Tatiana Timircan merită pe deplin acest titlu. Și eu o susțin, vreau să felicit conducătorul, domnul profesor Leonid Râsăi, și respectiv consultantul, domnul Braniște, pentru această lucrare frumoasă adusă în ziua de susținere. Felicitări! Mulțumim! Președintele! Stimați colegi, noi astăzi suntem în etapa practic finală de examinare a unei lucrări care a trecut prin multe încercări. Deci cam zicătoare ceea ce risterni exlostăm, deci cu multe impedimente pe care doamna Timircan, după cum s-a menționat, le-a trecut cu mult curaj, cu perseverență, și anume perseverența și capacitatea de muncă i-a permis să vină astăzi în fața noastră cu un studiu fundamental, experimental, care completează cunoștințele în domeniul metabolomicii cardiologice, dar în același timp și pune anumite întrebări care deschid posibilități de cercetare ulterioară în direcții foarte și foarte interesante, care rezidă din recenziile pe care le-au făcut ambii recenzenți, trăsând anumite aspecte care pot fi direcții de cercetare cu impact semnificativ clinic ulterior. Deci asta este, din punctul meu de vedere, cel mai mare atu a acestei lucrări, faptul că nu pune punct, dar să pun trei puncte, după care putem să mergem mai departe. Deci este doar o etapă în cercetarea metabolomicii infarctului miocardic, dar în această etapă au fost stabilite niște legități destul de interesante referitor la corelațiile dintre anumite ramuri metabolice și verigele patogenice ale infarctului miocardic cu stabilirea ponderii acestor modificări în modificările structural-funcționale ale organului în acest infarct miocardic experimental. Deci evident că noi astăzi
putem doar să recomandăm anumite constelații de marche și este evident că va fi necesară ulterior și validarea lor în clinică, fiind efectuate aceste studii ulterioare pe pacienți, dar și identificarea constelațiilor este de valoare foarte mare, fiindcă fiecare marker individual își aduce aportul său în informația în baza căreia se face o concluzie de către clinician. Și acest studiu le oferă clinicienilor un suport în diagnosticul precoce al infarctului miocardic prin oferirea unor marker care nu sunt atât de costisitori, deci au o sensibilitate destul de înaltă, metodele sunt destul de specifice, sunt destul de reproductibile și în cazul Republicii Moldova, asemenea metode câteodată sunt mai des utilizate decât metodele standard de aur, dar care sunt extrem și extrem de costisitoare și nu orice laborator dintr-un spital raional poate să-și permită să facă dozarea acestor marche. Deci asta la fel este un plus al acestei lucrări. Dacă ne uităm pur formal la lucrare din punctul de vedere al cerințelor ANACEP referitor la structură, referitor la conținut, referitor la prezentarea rezultatelor în grafice și tabele, la analiza bibliografică, deci teza corespunde întru totul acestor cerințe. Deci consider că doamna Timircan a meritat și merită pe deplin ca în ședința de astăzi să este fie confirmată lucru de mai mulți ani prin conferirea titlului de doctor în științe medicale. Deci noi, membrii Consiliului, trebuie să ne separăm pe câteva minute pentru a vorbi. Deci în votare au participat 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, au votat pro 5 membri, contra niciunul, s-a abținut 0. Deci acum doamna Ambros va da citire proiectului hotărârii, partea de constatare de la final, deoarece însăși hotărârea este extrem de lungă. Stimați membri ai Consiliului, dumneavoastră ați primit proiectul de hotărâri, cine a, deci a vrut să expus ce să mai adăugăm, ce să mai cizelăm. Teza doamnei, deci în concluzie, teza doamnei Timircan la tema evaluarea unor modificări metabolice, glucidice lipidice și inflamatorii în infarctul miocardic acut, studiu preclinic experimental, conform conținutului, actualității problemei, nivelului științific și metodologic, volumului materialului, inovației științifice și recomandărilor practice corespunde în totalitate cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, înaintate către tezele de doctor în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Respectiv, Consiliul Științific Specializat de 315.01.30, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova, a decis a solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova să confere doamnei Tatiana Timircan titlul științific de doctor în științe medicale, specialitatea 315.01, biochimie medicală și să elibereze diploma respectivă. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe medicale, doamnei Timircan Tatiana, Consiliul Științific Specializat, în prezența a 5 membri, a votat în felul următor: pro 5, contra nimeni, dar ținut nimeni.
Felicitări. Dacă sunt propuneri de modificări, nu sunt. În așa caz, vă rog membrii Consiliului să voteze pentru a aproba această hotărâre. Deci vă mulțumesc, 5 pro. Deci, eu acelea pro le-am spus aici. Da, eu sunt de acord. Deci, în acest moment, doamna Tatiana, noi avem tot dreptul legal să vă felicităm cu titlul de doctor în științe medicale la specialitatea biochimie medicală. Și vă oferim cuvântul de încheiere. Vreau să mulțumesc tuturor. În primul rând aduc mulțumiri universității și Excelenței sale domnului rector pentru oportunitatea de a face studiile și universitare și postuniversitare și prin doctorat aici în incinta Universității de Medicină, care este alma mater pentru majoritatea din noi. Mulțumesc conducătorului, domnului profesor universitar Lâsă și domnului consultant științific Tudor Branești pentru ghidarea în realizarea cercetării de doctorat, pentru ajutorul oferit și sugestiile în etapa de scriere, de redactare și în permanent, pe parcursul acestor ani, orice întrebare care apărea era soluționată, era un ajutor enorm din partea domniilor lor. Vreau să aduc sincere mulțumiri referenților oficiali, domnului profesor Gudumac și domnului academician Popovici pentru analiza atât de detailată, critică și pentru sugestiile valoroase aduse, care au practic un singur scop, să facem lucrarea cât mai bună și desigur să nu ne oprim la acum, să mergem mai departe spre noi obiective și spre noi realizări. Mulțumesc membrilor Consiliului Științific Specializat împreună cu doamna președinte pentru aprecierea rezultatelor care le-am primit, pentru aprecierea lucrării noastre și pentru votul acordat. Mulțumesc colegilor de la catedră că fără dumneavoastră, fără încurajarea dumneavoastră, fără sprijinul dumneavoastră, nu ar fi posibil să ajung la sfârșit și să fac lucrarea, să vă prezint astăzi. Mulțumesc colectivului Laboratorului de Biochimie în frunte cu domnul profesor Cudumac pentru oportunitatea oferită de a face parte experimentală în incinta laboratorului și pentru ajutorul acordat pe parcursul realizării studiului. Și, desigur, cele mai mari mulțumiri pentru familie. Asta, soțul, feciorii, părinții care au stat la bază realizărilor, care sunt persoanele care mă susțin, mă încurajează și cărora le datoresc cele realizate. Vă mulțumesc! Practic, ședința noastră s-a încheiat, deci eu, de partea mea, ca președinte al Consiliului Științific Specializat, la fel vreau să mulțumesc recenzenților care au dat acordul să lucreze asupra evaluării tezei, deci doamnei profesor Caproș, doamnei Svetlana Caragia pentru amabilitatea de a participa în activitățile Consiliului și în evaluarea acestei teme, în speranța viitoarelor colaborări. Și Catedra de Biochimie, felicitări, deci încă un doctor în științe, mai așteptăm încă vreo câțiva ani apropiați. Vă mulțumesc!